Vă salut, dragi prieteni YouTuberi! Am revenit azi cu un nou video. Dacă în ultimul video a meu v-am prezentat cel mai mic ou de rață care l-am găsit vreodată în cuibar, sau într-un video mai anterior v-am prezentat un nou uriaș de rață leșească mută, astăzi m-am hotărât să vă prezint ceva un pic mai diferit. Astăzi vreau să vă prezint un nou de rață fără coarjă. Este făcut fără coarjă și este foarte moale. M-am gândit că poate sunt persoane care n-au văzut cum arată un ou fără coarjă și poate sunt și ele curioase să vadă cum arată. Este pur și simplu moale, fără coarjă. Ia uitați cum se ondulează, cum se moaie. E un ou de rață la mărimea normală, posibil să fie de rață leșească mută, nu știu exact ce să spun. E destul de mărișor și mie mi-este foarte rar să văd așa ceva. De câți ani cresc păsări, cred că e a treia oară care găsesc așa ou fără coarjă. Dacă vă place ceea ce postez, nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu, fiindcă mă ajută foarte mult. Vă doresc o duminică cât mai plăcută și nu uitați să dați un like și să vă abonați la canalul meu și vă promit pe viitor mai multe video cât mai bune și mai interesate. Cam așa arată un ou fără coajă. Doamne ajută și numai bine!